Mersi că ați venit. Eu o să vorbesc despre ce scrie acolo dintr-o perspectivă de utilizator. Adică eu lucrez în o serie de domenii care au o conexiune cu comunicarea, advertising, marketing, mă rog. Denumirea oficială a mea în business e Communication Product Developer. Deci, practic, ce mă interesează pe mine e să văd cum pot să folosesc tot ce înseamnă tehnologie în așa fel încât să o integrez în scopul ăsta de a comunica. Că vorbim comercial, că vorbim de campanii din zona NGO, nu contează. Și drept urmare m-am lovit de ele foarte mult din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte însă am făcut un curs și cu Miruna, eu fiind la psihologie, la științe cognitive, pe intro in AI și mă rog, asta cumva a strânit și mai mult interesul pentru subiect. Dar n-am venit aici să vă spun chestii foarte tehnice, să le zicem așa, pentru că mi se pare că dacă am ieșit la o cafea sau o bere sau ceva, voi mi-ați spune că știți mai bine lucrurile astea, nu știu dacă am voie să zic bere, dar ok, fără alcool, bere fără alcool, așa. Și drept urmare o să vă dau exemple și o să vă explic un pic. Deci practic ce o să facem este să trecem prin de ce mă interesează pe mine foarte mult și probabil că și pe voi acest articol din 2017, Attention is all you need. Practic este momentul în care transformării au fost făcuți oficial. Voi știți de chestiile astea? De fiecare când știți de ceva, ziceți-mi știm despre asta ca să trec mai departe, că n-are sens să fiu redundant. Și de acolo o să vorbim practic câteva exemple, tool-uri care sunt și free și ne-free, să zic așa, în funcție de costuri, dacă vreți vorbim și cât costă. Și cât consider eu că merită să dai până la o anumită limită, peste care cred că te pierzi în detalii. Dar ne uităm și la un overview a ce o să vină și ce cred eu că e pe unde m-aș uita atent, pe partea asta de teoria care e pusă în viața reală, că de fapt asta e tot ideea prezentării. Ne și jucăm un pic, am zis eu, acolo cu tool-urile și mi-ar plăcea mult să mă învățați și voi chestia. Adică eu chiar am venit aici să învăț și de la voi, o să vedeți la ce mă refer. Nu știu dacă ați văzut chestia asta. O să-i dau un play, n-are sunet. Știți de sora, da? Am auzit sora acolo, susuială perfect. Deci nu mai stau mult aici. Obviously, ăsta e un AI. Da, ăsta la fel. Și eu eram curios dacă voi puteți să identificați care unde poți să-ți dai seama că e AI, dacă te uiți. La carte? În ce sens? Că se repetă? Că e în loop sau ce? Nu, se dau pagini. Ok. Ok, dar la buzele lui? Ia stai așa. Ok. Uite, deci mie acolo mi-a dat un pic de creepiness, așa, alert. Anyways, mergem mai departe. Deci, attention is all you need. Probabil că știți de asta. Ce mi se pare mie interesant este că, din punct de vedere al domeniului în care eu studiez, eu sunt la a doua facultate, prima am făcut-o mai demult. Pe asta o fac din super mult interes și ceea ce vă recomand și vouă să vă duceți către ce vă interesează și atât. Ce mi se pare extraordinar este că practic ei au zis așa, hai să ne uităm la cum funcționează atenția omului și hai să încercăm să o replicăm. De altfel, AI-ul, așa cum probabil știți, își ia inspirație din procese cognitive ale umane, care sunt destul de straightforward, adică este abordarea minții umane și a psihologiei umane din perspectiva unor procese cognitive. Ori atenția, în cazul transformărilor, a devenit punct cheie în felul în care au creat arhitectura asta și o să vedeți că asta contează și după aia în ce vorbim mai încolo. Practic, ce a oferit această abordare a fost scalabilitate, deci practic tu să duci în informații de gabarit foarte mare, eficiență, să treci repede prin ele, să generalizezi ușor și, bineînțeles, să contextualizezi. Toate lucrurile astea ajută tool-urile astea pe care o să le vedem și multe altele să-ți dea răspunsuri care să te ducă cu gândul la ceva omenesc. Altfel ele n-ar fi, adică ți-ai dat seama mult mai repede când ne-am dat noi seama mai devreme. Plus că dacă tu vezi un reel ăsta de 10 secunde pe un Insta sau pe un TikTok sau whatever, făcut de sora AI de astăzi, sunt convins că n-o să-ți dai seama. Pentru că tu te uiți foarte repede, iar atenția ta e destul de distrasă de alte lucruri în momentul ăla.
Attention is all you need, ei au zis, au format acest titlu inspirat cumva și de ce atrage normal, dar realmente atenția e tot ce au avut nevoie ca să creeze această arhitectură. Deci to efficiently process different parts of input data. În esență, omul face așa, noi, către noi vin foarte mulți stimuli și din câte am înțeles până acum, noi nu facem neapărat să ne concentrăm la un singur stimul, ci mai ales să ignorăm ceilalți stimuli. Deci dacă vin către mine foarte multe lucruri, eu o să mă uit câte o singură chestie și asta este, cumva asta face și transformă. Mă rog, la un nivel de, pe care voi știți mai bine decât mine, la un nivel de calcul, de algoritm, de, mă rog, rețele neuronale și mai departe. Dar cert este că această arhitectură este piatra de temelie, deci este ceea ce vom găsi în fundația oricărui model pe care sau oricărui program care e construit, să zic așa, clădit pe o fundație de model mare, de Large Language Model. Și aici în stânga am trecut modelele astea și companiile foarte mari. Deci, na, practic știți de ele. Și mi se pare foarte interesant că lumea nu prea vorbește de Amazon. Deci oamenii ăștia folosesc un model, sau mă rog, poate nu vorbesc eu despre Amazon, vezi că am făcut o asumție aici, nu-i corect. Cert este că Amazon are un serviciu prin care toți cei care își listează produse acolo vor folosi un large language model pe care ei l-au hrănit și l-au creat cum au vrut ei de-a lungul anilor, de care tu să te folosești ca să ajungi exact la clienții la care vrei să ajungi și serviciul să fie așa un soi de predefinite. Tu să nu te chinui foarte mult, știi? Tu pur și simplu iei serviciul ăla de la ei, ei îți vor analiza consumatorii, audiența, mă rog, toate datele specifice și o să zică, băi, ok, ți trebuie zona asta și uite, cam ăsta e modelul pe care l-am adaptat la ce ai tu nevoie. Iar Amazon face asta de mult. Și ok, după aia avem pe toate celelalte, sigur ați auzit de ele, bineînțeles OpenAI care e cumva cel mai pop, așa. Meta care face destul de multe lucruri și oricum toate lucrurile astea mari pe care le avem acolo se duc în toate lucrurile astea mai mici. Ori, din punctul ăsta de vedere, deja asta e din decembrie, mi se pare, sau chiar mai devreme, deci de anul trecut, de acum vreo 4 luni ar fi. Deci ce vedem noi aici sunt doar câteva dintre astea mai folosite, cotate bine, în care practic oamenii au băgat niște bani, că vorbim de investitori privați sau chiar bursă sau așa mai departe. Și uite, de exemplu, ăsta de aici, Runway, ăsta o să vorbim un pic despre, că mi se pare important. Mai este 11 Labs pe care nu-l mai văd momentul ăsta pe acolo. În fine, sunt destul de interesante. Și Zapier, probabil ți-a auzit de el. Nu știu dacă ați auzit de el. Ăsta e... Ați auzit de el? Nu? Ok. Zapier este un soi de... cum să zic? Un AI care îți face flow-uri predefinite de comenzi. Știi? Adică dacă eu vreau să postez ceva pe Facebook... Nu mai postez nimic pe Facebook. Nu știu, pe TikTok, așa... Și, dar din TikTok-ul ăla vreau să-mi extind și să-mi faci și un text mic pe blogul meu, dar vreau să-mi faci și un share pe nu știu ce, vreau să-mi faci așa un 360 prin tot ce creez eu. Eu îi fac ăsta, îi zic să-mi facă un zap, așa se cheamă. Un zap este practic un serial de pași prin care tu treci așa cum l-ai predefinit tu să facă, știi? Și el are niște șabloane pe care construiește text, poate să-ți construiască și imagini, dar mai ales text. Deci e mult pe language aici. Ăsta e un exemplu de tool pe care îl folosesc majoritatea companiilor foarte mari astăzi. Pentru că tu poți să integrezi până la 10 de pași. Adică tu zici că ai făcut un singur conținut, dar conținutul ăla de fapt devine la puterea 5-a pe măsură ce tu mai faci nimic, ceea ce e destul de ok. O să vedem că mai sunt și altele, că nu mai stau pe slide-ul ăsta. Hai să vedem cum funcționează pe Generative AI pe audio. Modele care generează imagini. Imaginează-ți că AI-ul este un artist care nu a văzut niciodată lumea exterioară, dar a învățat despre el doar din descrieri scrise în cărți. Când îi dai AI-ului o descriere a unei scene, el își folosește înțelegerea acumulată din mii de descrieri similare pentru a picta o imagine. Modul în care funcționează acest proces este similar cu imaginile pe care le creează în minte când citește o poveste. AI-ul folosește o arhitectură numită rețea generativă adversativă, GAN, unde două părți ale AI-ului colaborează și concurează.
Una creează imagini, artistul, iar cealaltă evaluează imaginile, criticul de artă, spunându-i artistului dacă ceea ce a creat se apropie sau nu de descrierea dată. Modele care generează video, generarea de video merge un pas mai departe. În loc să creeze o singură imagine, AI-ul trebuie să creeze o serie de imagini care, puse împreună, arată ca o scenă în mișcare. Este ca și cum ai ruga artistul nostru să nu doar deseneze un cal stând pe loc, ci să ilustreze cum calul aleargă prin câmp. Pentru asta, AI-ul trebuie să înțeleagă nu doar cum arată lucrurile într-o singură imagine, dar și cum se schimbă ele în timp. Asta înseamnă că AI-ul trebuie să cunoască legile fizicii, cum ar fi gravitația și cum se mișcă obiectele pentru a genera o secvență coerentă și realistă de imagini. Modele care generează audio. Pentru a genera audio, AI-ul acționează ca un compozitor și un interpret la oaltă, care a învățat să creeze sunete și muzică, ascultând și analizând enorm de multe exemple. Imaginează-ți că îi spui AI-ului să creeze o piesă de muzică care să sune ca Beethoven. Bazându-se pe toate simfoniile lui Beethoven pe care le-a ascultat, AI-ul va încerca să compună ceva nou care să aibă caracteristicile stilului lui Beethoven. În acest proces, AI-ul folosește modele precum rețele neuronale profunde, care pot învăța și reproduce modele complex din datele de antrenament, fie că este vorba de limbajul muzical al unui compozitor sau de caracteristicile vocale ale unei persoane pentru a crea voce sintetizată. Ok. Deci ce am auzit acum a fost Antonia, care este o voce creată de la zero, de Eleven Labs și Beethoven. Care... Cum? Beethoven. Acolo s-a stricat, știi? Până acolo era, băi, gata, mă scot cu prezentarea asta. Acolo, dar n-am vrut să o schimb. Special lansat-o că am vrut să subliniez că inevitabil apar și glitch-uri din asta. Acum. Știi? Dar asta e o chestie de acum. Ce e super interesant e că tu poți să, practic tu poți fie să îl hrănești cu o voce pe care vrei să o modifici ca să poți să ai copyright pe aia, să fie unicat, să nu vine cineva să spună băi, dar stai puțin că asta e vocea mea, știi? Adică nu știu, nu poți să le iei pe Elvis și să-i zici, fă-mi ceva similar. Adică chestia asta nu poți, dar tu poți să te înregistrezi pe tine și să începi să umbli la edit și o să intrăm mai încolo să vedeți cam cum funcționează. Cert este că tu ai un abonament de $15 pe lună și tu faci până la 10 ore, mi se pare, de așa ceva. Adică vă dați seama cât de accesibil e. Știi? Sigur, poate că nu e nici ieftin, nu e nici gratis. Știi? Pe de altă parte, însă, dacă ați lucra pe proiecte de studiu, de cercetare și așa, cred că ați lua fonduri și să vă jucați cu tutorul astea la greu. Știi? Ceea ce eu aș face în locul vostru. Cert este că ăsta e un unicorn. Deci a intrat pe linie de finanțare de unicorn. Unicorn nu are direcție către, mă rog, milion, miliard și așa mai departe. Da, hai să mergem mai departe. Am pus eu aici întrebarea cum stați cu Riciu. Și de ce am făcut asta? O să dau acum un exemplu, dar mi-am dat seama că eu, dacă fac asta, hai să facem așa. Ok. Ideea e că poți să intri aici și să-ți faci tu un influencer. Ori, nu știu cum mai e acum, dar sunt convins că genul ăsta de avatarul și influencer contează în continuare. Și practic tu scrii aici, generate, scrii cam cum mai vrea să fie, îți alegi nu știu ce, poți să bagi și niște text la un moment dat. Deci ai o serie de posibilități, dai un nume, în fine, ați înțeles ideea. Vezi, eu asta am făcut, astea sunt predefinite. Așa, putem să spunem, nu știu, student, sau să zic că, n-am mă rog, student, nu știu, learning, AI in classroom. Nu știu ce se întâmplă. În principiu, el o să vrea detalii mai degrabă de fizionomie, de estetică și nu știu, dar na, de dragul discuției. Tu aici poți să ai și stiluri pe care ți le alegi, na, deci vorbești, na, după cum vedeți, poți să vorbești despre tot felul de încadrări, el ți le ia inclusiv pe branduri de cameră, mă rog, și o să stăm aici un pic și asta să genereze, putem să stăm, putem să nu stăm. Dar mi-am dat seama că eu acum am închis, da. Hai că facem așa până se face el.
Ok, deci ideea e că poți să-ți faci un influencer. Ok, și ce contează asta? Păi, hai să vedem ce contează asta. Să vedeți voi, de fapt. Mai departe, vreau să vă pun ce am făcut eu. Deci, ce vedeți aici este rezultatul a 5 cuvinte, o propoziție, da. E super freaky. Dar ideea e că tu ai 4 secunde create din nimic prin 5 cuvinte. Deci, la nivelul ăsta de departe este... Și asta este super amator. Mai țineți în minte imaginea aia, da, pe care am văzut-o din aur. Uite că deodată s-a animat. Evident, vedem, observăm de ce nu funcționează ceva. Ok. Vreau să vă întreb cum stați cu memoria și o să vedeți de ce. Ok. Ok, ce e ăsta? Păi, uite, mai țineți minte. Attention is all you need. Articolul. Și ce mi-am propus eu aici era să talk about this article. So, analysis of 1706.0376.2.pdf in relation to https://arcscore.org/pdf/1706.0376.2.pdf. This analysis examines the paper of attention is all you need in relation to 1706.0376.2.pdf. The paper introduces a new network architecture called the transformer, which is based solely on attention mechanisms and eliminates the need for recurrent and convolutional neural networks. The analysis focuses on the performance of the transformer in two machine translation tasks and highlights the advantages of using attention mechanisms in sequence transduction models. Let's talk about this note. Ok. Și acum tu, practic, ce ai putea să faci ar fi așa. Băi, nu mai ții minte ce era articolul ăsta, hai să întrebăm pe Bobo, i-am dat un nume foarte creativ, despre cum văd oamenii care au semnat articolul evoluția rețelelor neuronale sau something, sau pot să încep să mă uit la algoritmi sau ceva, știi? Vreau să-mi aduc aminte ceva punctual din articolul ăla și n-am mai răbdare să-l mai citesc a șasea oară, ceea ce am făcut eu ca să pregătesc această prezentare. Știi? Și vreau doar să scot main points sau doar un singur gând, știi? La fel de bine poți să faci alte lucruri, poți să take notes și la un moment dat să-l întrebi. Băi, ok, mai ții minte ce ți-am zis să notezi? Zici și mie un pic că am uitat. În esență, există un filozof foarte recunoscut, Viu, pe care îl cheamă Chalmers și care are o teorie care deja e depășită și care este The Extended Mind. Și care spune foarte clar că, practic, noi, telefonul nostru, practic, este o extensie a minții noastre. Prin felul, nu știu, dar probabil că ați auzit de lucrurile astea. Cert este că, practic, AI-ul în forma generativă de astăzi îți oferă un pas în plus și în toate extensiile astea ale minții tale și ale felului în care tu poți să lucrezi. Nu cred că e ceva nici bine, nici rău, dar cred că e important să știm de ele. Atât, așa un pic, nu trebuie să devin un obsedat, dar mi se pare că e interesant. Ok, și acum trebuie să fac din nou chestia asta. Bun, super. Așa, să mergem mai departe. Eu o să dau o serie de exemple, după cum vedeți. Urma să vă întreb pe cod cum stați, dar sincer mi-e și frică să întreb chestia asta, că eu sunt zero la cod, deci eu nu știu zero cod, nu știu nimic cod. Deci dacă îmi dai un cod, eu nici că nu știu cum să mă uit la el, înțelegi? Și nu e ok să zic asta, I know, dar, mă rog, probabil glumesc un pic, dar cu siguranță nu sunt la un nivel în care să pot să-mi scriu o chestie sau să creez eu vreun model. Mi-ar plăcea, dar pur și simplu viața mea s-a dus în direcții multiple care nu prea mai mă ocupă în momentul ăsta, adică prea mai pot să mai am timp suficient cât aș vrea să bag acum în cod. Dar există acest băiat, deci există Devin, care este, ați auzit de el? Asta zic, mă. Ok, deci nu mai pun pe cel, oricum am o majoritate de voce aici care zic da. Îl știți video ăsta când ăsta prezintă ce a făcut cu el și așa? Nu, no, da, nu? Hai, dau play sau nu? Ziceți voi. Ok. Hai să vedem ce zice băiatul ăsta. Hey, I'm Scott from Cognition AI and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Bună întrebare, nu cred. Nu. Că i-am dat embed, dar iurea, știi? Și nu. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. Dar îl pot deschide. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line, its own code editor, and even its own browser.
In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement. Reruns the code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can see the website here. All of this is possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. Băi, mie asta, aici aș vrea să stau un pic. Voi ce ziceți de diferențele astea? Sunt mari, nu? Mi se par foarte mari. Atât cât știu eu să gândesc în limbaj și în așa. Mă rog, poate că nu sunt, dar chiar eram curios dacă știi ce am să-mi răspundă, cum vi se par diferențele. Adică sunt real world mari sau sunt doar de astea anunțate? Da, fair point, fair point. Eu m-am uitat un pic pe ce scrie lumea despre... ce? Am făcut ceva? Nu. M-am uitat un pic să văd ce scrie lumea despre Devin ăsta și, mă rog, mixed feelings așa, adică... Da, ok, e capabil pe anumite chestii, dar din nou e perfectibil. Anyways. Hai să trecem mai departe. Da. Ok. Pe ăsta știți? Leonardo? Nu? Hai să ne distrăm cu ăsta. sau nu, hai să ne distrăm mai târziu. Deci, pe scurt, desenezi ce vrei tu în stânga și îți faci o imagine în dreapta. Și bineînțeles te folosești de prompt și de diverse metrice pe care le are, pe măsură ce dacă devii premium, normal, ai mai multe opțiuni de a face asta. Asta e doar o funcție pe care o are, el are multiple funcții, o să vedem la sfârșit. La partea aia în care ne-am scris că ne jucăm. Ok. Mai asta cu... Băi, nu știu, ăsta mi se pare chiar... Trebuie să vă arăt. Deci, character AI, știți de el? Da? Deci nu vă mai era, gata. Bă, care e faza? De ce știe lumea de doar de partea asta? Stai așa. Eu eram curios pe care îl folosiți cel mai mult. Dacă îți scriu aici, care ar fi top of mind? Pentru că eu mai ajut, ca să zic de ce întreb asta, eu mai ajut ce fie pe brainstorming, clar. Tot ce e brainstorming. Și mă rog, o serie de răspunsuri. Sau, culmea, mai ce pe psychologist. Da. Dacă aș ști să și scriu psychologist, ia uite. Deci, pe bune, 101 million chats. Adică, ce facem? Care-i treaba? De ce m-am auzit la facultatea aia, știi? Ai zice. Dar nu e, nu știu, mie mi se pare tare că se liberalizează atât de mult tot, știi? Pentru că asta ne va forța pe noi care vom lucra în orice să fim foarte buni, știi? Sau buni. Sau mediu bun. Dar nu o să mai poți fi mediocru. Pentru că mediocru o să vină ăsta și o să zică, bă, hai, serios, am vorbit cu tire psychologist și mi-a zis clar ce am, anxietate de examen, lasă-mă în pace, știi, sunt un pic stresat, mama nu mă lua în brațe, pe bune nimic nou sub soare, adică hai să, știi, next level. Sau level up, de fapt, ar fi corect zis. Anyways, eu aș sta pe asta un pic să mă uit să văd mai în profunzime, dar n-am timp acum. Pentru că voi ați venit la o prezentare. Așa. Deci, mai ăsta. Pe ăsta îl știți, da? AI PIN. Nu știți pe ăsta? Wow, am câștigat. Am câștigat un slide. Băi, e super mișto ăsta. Eu aici am pun banii pe next level. De ce? Pentru că... Uite, de fapt, hai să plec de la o întrebare. Voi cum vă raportați la cât timp petreceți pe telefon? Adică care e emoția? O simțiți ca fiind ceva ok sau ca fiind ceva de care vreți să stați mai mult sau vreți să stați mai puțin sau vreți să... Adică nu versus ce zice lumea. Ce simțiți voi să faceți? Ok. Rămâneți cu întrebarea asta, nu-mi răspundeți. Hai să ne uităm un pic, că nu să ne uităm la tot care 17 minute, evident. The second is an overview of AI PIN. And for the third, Imran's going to tell you a little bit about where we're going next. We recently shared that our final software deci, image was sent to the factory and that AI PIN will begin shipping from the factory at the end of March. Priority orders will start arriving on April 11th.
We'll fulfill all orders through the month of April, and if you buy a pin today, it will arrive in early May. We are so excited to be here at this moment. AI Pin is the first multimodal device that's wearable and easy to use. It's also incredibly personal, which means the more I tell my pin over time, the better assistant it will be to me. And it also does this without having to download or manage an application, which allows me to stay present in the moment and in flow. I thought I would tell you everything it does, but instead, I'm just going to show you. This is my personal AI pin, and it's the final hardware and software that's shipping to our customers. So let's get started. I'm going to start by asking my pin about something I asked it to remember for me. What time is my flight to New York? You can ask your pin to remember your schedule, make lists, take notes, search really anything. Your flight to New York is at 1 p.m. There's this ice cream shop in New York that makes everything out of bananas. What's it called? Anything that you would search the web for or even use ChatGPT for, you can use on your pin. Makes everything out of bananas is called Morgenstern's Bananas. Where is it located? You can ask follow-up questions and use your pin to help you navigate the world. Morgenstern's Bananas is located at 2 Rivington Street, New York, New York 10002. Very cool. I also remember Freddie sent me something. Freddie sent me a message about the MoMA. What was it? This will search my messages and help me recall information really easily. Freddie said, say hello to Paula Antonelli, Senior Curator of Architecture and Design at the MoMA. She's an inspiration and a mentor. Very cool. I'm now going to show you how to use notes to remember your preferences so that it can offer better recommendations in the future, like this. Can you recommend a hotel in SoHo? I've asked my pin to remember that I like hotels that have a gym and a restaurant and are 3 stars or better. One recommended hotel in SoHo is the SoHo Grand Hotel. It is a 4-star hotel located at 310 W Broadway, New York, New York 10013. Really helpful. Fac un pic pauză. E foarte lung video, dar e interesant pentru că practic fiecare demonstrație pe care o face ea îți explică cam pe unde este acest echipaj, să zic așa, multimodal. Adică una e să zici, mă face toate, și alta e să demonstrezi live. Și sunt oameni care le-au luat la review-uri, deci le-au folosit ca să facă un review și pentru motoare grele, adică site-uri destul de importante și așa, și more or less confirmă mare parte din ce zic ăștia că face, știi? Și acum, și mai trebuie să zic, dar nu știu dacă mai ca să nu zic branduri. Important este că oamenii care au făcut acest device au plecat de la companii foarte, foarte, foarte mari, gen foarte mari. Și au zis, băi, de la o companie foarte mare de mobile și zona asta, știi? Și au zis, bă, frate, eu am... Tu pui întrebare acum? Ok, eu am... O secundă. Eu am părerea, așa spune cel care a creat, adică care o să intre acum, aici părerea mea este că n-ar trebui să fie intruzivă tehnologia, știi? Tehnologia ar trebui să fie un asistent subtil care e acolo pentru mine când vreau eu, știi? Și de-aia am zis, mie mi se pare că ăsta e next step, adică ok, eu toți avem telefoane, toți avem toată suita de gadgeturi, ceasuri, ok, next level, Neuralink, care este chipul pe care, mă rog, momentan este folosit în medicină, probabil că ați auzit de el. However, să ai un device care nu te deranjează și nici nu te face dependent, dar în același timp îți oferă toate capabilitățile pe care le au toate celelalte și nici măcar nu trebuie să-l ții în mână, mi se pare destul de important. Poate pare un pic că te întorci în 90, că vezi că și-a pus un pin în piept, dar o să vezi că face lucruri foarte interesante. Și aici o să intre el, care este fondatorul. Și care este... Hai că-l las un pic. They have in the lab. I'm really excited for you to see what Imran has in store, but also for you all to get your AI pins. So let's go check it out. Bethany did an amazing job giving you an overview of what's in our first release. She saved my favorite feature for me to show you, and that's vision. Vision is an amazing part of AI Pin's multimodal capabilities, and you can use it to help you understand and make some decisions. Let me show you how it works. I'm gonna grab one of the objects I've got here. It's an old school Walkman. Look at this and tell me when it first came out. And so what it's doing is it's scanning
the image to try and understand what it is. It's also taking what I asked and combining that. The Sony Walkman Sports WM-F73 was released in 1986. Amazing. Got exactly what I wanted out of it. You can go further, and I've got some old school shoes here. Look at these and tell me who designed them. Same thing, it's scanning it, trying to figure out what I asked for, and then analyzing the image to try and figure out what it is. The now Air it's doing a search. Was designed by Peter Moore for Nike. And it figured out Peter Moore. Sigur, voi puteți să veniți să ziceți, bă, stai puțin, că ăștia l-au predefinit, l-au înregistrat înainte și toată chestia e regizată și nu știu ce. Cum ziceam, sunt review-uri, pe de-o parte, pe de-altă parte, demand-ul, adică cererea la pre-sale a fost uriașă, uriașă. Și gen, în ciuda, mă rog, unor tehnologii care sunt aparent peste, din punct de vedere, cum să zic, manevrabilitate, funcții noi și așa mai departe, oamenii sunt foarte, foarte interesați de acest subiect. Rămâne de văzut dacă e așa sau nu. Sunt multe alte gadgeturi. Eu că de fapt pot să zic brandul meu. Deci ăsta a fost director de la Apple pe design. Ea a fost și ea ceva pe acolo și sunt mulți care au plecat din zona asta de tehnologie, care au zis, hai să facem noi următorul pas în tehnologie. Că de fapt e vorba despre tehnologie, nu e vorba atât despre AI. Oricum, mergem mai departe. Ok. Hai să vedem ce mai e pe aici. Ok, pe ăsta știți? Da, nu? Știți? Hai să uităm. Hey, figure one, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great, can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Ce se explică? Ce a făcut propriu zis din perspectiva capacităților? Și nu e CGI. Cum? Nu e CGI. Nu e CGI, nu, tot e... Dar bine, asta nu e neapărat o poveste nouă. Deci faptul că avem tot felul de variante de roboți care, practic, ăsta e Figure One, care este în parteneriat cu, este în parteneriat cu OpenAI, care, practic, a integrat, cred că, 4, ChatGPT 4+, în acest roboțel, în ideea de a interacționa cu mediul. O teorie în toată povestea asta cu cum obții o ființă artificială care este comparabilă cu omul, este să, mă rog, o teorie, este să îi oferi capacitățile cognitive comparabile, ceea ce înseamnă, practic, noi avem 100 de miliarde de neuroni,
Teoretic, fiecare neuron ar putea să aibă cam 10.000 de conexiuni cu alt neuron. Deci calculați voi ce înseamnă asta. Destul de mult. Deci mapping-ul unui creier uman, unui singur creier uman, ar fi destul de complicat. Dar doable at some point. Ori ai făcut asta, pasul următor este cum faci să te asiguri că creierul artificial, unul la unul cu funcțiile unui creier uman, este practic om. Și o teorie, după cum spuneam, este că are nevoie să interacționeze cu mediul. Adică, dacă nu ai mediu, n-ai la ce să reacționezi. Dacă n-ai la ce să reacționezi, n-ai cum să înveți, n-ai cum să rezolvi probleme, n-ai cum să vii cu idei, n-ai cum să fii creativ, n-ai cum să faci tot felul de lucruri. Deci, practic, de ce contează momentul ăsta? Pentru că fix într-acolo se duce partea asta, știi? Ei încearcă încet să creeze niște asistenți umanoizi care să fie tot mai aproape de om. Și au fost tot felul de SF-uri, de filme care au speculat chestia asta cu zeci de ani în urmă, dar lucrurile astea se întâmplă. Acum, sigur, ne putem să ne panicăm, să zicem, aoleu, s-a terminat planeta, sau poți să-ți aduci aminte că omul și umanitatea este foarte, cum să zic, prin felul în care este construit, este totuși unic momentan. Și chiar și dacă am ajunge în punctul în care am putea să replicăm un creier uman 100% și să creez, practic, o inteligență artificială, cum era titlul la început, chiar și în situația aia, noi încă nu suntem siguri că e suficient. Adică se dezbate discuția asta, e destul de live.